Tehnica și tehnologiile agricole evoluează de la an la an și inovația este cheia prezentului, care deschide poarta viitorului pentru o agricultură sustenabilă și profitabilă. Agritehnica este spațiul cel mai potrivit pentru producătorii de tehnologii și utilaje ale agriculturii de azi și de mâine. Iar profesorul Ovidiu Ranta de la USAMB Cluj și membru în juriul internațional care medaliază la fiecare ediție Agritehnica performanța și inovația, a avut amabilitatea de a ne face un tur al noutăților tehnice din ediția de anul acesta a târgului de la Hanovra. Este evenimentul care reprezintă cea mai mare manifestare legată de tehnică agricolă și mașini pentru agricultură și procesare în agricultură. Este un eveniment extraordinar de așteptat pentru că a fost și în pauză în timpul pandemiei și după pandemie, deci suntem practic la ediția care se întâlnește după 4 ani. Așa cum era de așteptat, nivelul tehnicii prezente este sigur în ascensiune și de la fiecare ediție lucrurile evoluează. Ca și impresie generală sau părere generală legată de nivelul tehnicii, discutăm de prezența destul de numeroasă a standurilor cu vehicule autonome, aproape în toate domeniile, așa cum este organizată Agritehnica, respectiv pe domenii de lucru, pe grupe de mașini, tractoare, mașini pentru transport, lucrărilor solului semănat, tehnică de recoltat, procesare, aproape în fiecare sector găsim o componentă bine reprezentată de vehicule autonome, atât pe tractoare, cât și vehicule de sine stătătoare, care să execute diverse operații sau chiar să execute complet automat procese de producție din agricultură. Pe de altă parte, sigur, partea de protecție a mediului și protecția operatorului extraordinar de bine reprezentată, pentru că dinamica și evoluția confortului legat de zona de siguranță pentru operator se dezvoltă continuu. Discutăm de cabine cu siguranță mărită, cabine cu confort, pentru că practic operatorii petrec foarte mult timp în această zonă de lucru și atunci sigur că ei trebuie să beneficieze de confort și de capacitate maximă de lucru, fără să le fie afectate toate elementele de ergonomie. Și sigur, nu în ultimul rând, o tendință majoră de surse de energie alternative, sau se poate vedea o tendință în zona aceasta, surse de energie alternative pentru atât pentru tractoare, cât și pentru alte sisteme de producție, chiar sisteme de automatizare pentru culturi de alge sau alte surse de hrană care probabil pentru viitor vor reprezenta un punct important din agricultură. În ceea ce privește medaliile Agritehnica 2023, au fost înscrise peste 400 de inovații, dar din aceste inovații au fost premiate cu o medalie de aur pentru o combină și 17 medalii de argint. Ca să primească o medalie de aur, adică vreau să spun pentru cei care ne urmăresc că nu există un număr limitat sau un număr standard de medalii de aur, de argint, trebuie doar să îndeplinească câteva criterii. Respectiv, o medalie de aur trebuie să fie un concept absolut nou, inovator, care să deschidă noi posibilități de utilizare a tehnicii. Pentru medaliile de argint, practic, sunt inovații care aduc îmbunătățiri unor concepte și idei existente în piață sau în exploatare, dar care se duc mai mult pentru zona de protecția operatorului și protecția mediului și, sigur, corelat cu consumul energetice reduse. Cele 17 medalii de argint reprezintă aproape în fiecare sector, segment câte o inovație și, sigur, discutăm acolo de roboți autonomi care pot fi utilizați pentru lucrările solului, sisteme de optimizare a încărcării și descărcării. Urmează încă două evenimente, tot același, să spunem, părinte de leghe, de data aceasta în România. În România, pentru 2024, DLG România Intermarketing, sigur, firma
mai mică ADLG Germania, pregătește expoziția agraria de la Cluj, unde așa cum deja suntem obișnuiți, avem de-a face cu tehnică pentru zootehnie și în ultima vreme tehnică și pentru cultura mare foarte bine punctată, pentru că se dezvoltă și în zona Transilvaniei tot ce înseamnă cultură mare. De asemenea, discuții și forumuri, întâlniri cu toți crescătorii din zona de toate rasele de creștere a vacilor de lapte, de carne, a crescătorilor de ovine, a crescătorilor de suine. Iar în zona de sud, la Fundulea, Agriplanta Romagrotec, în mai, sperăm ca tot mai multă tehnică prezentată la Agritehnica 2023 să fie prezentă și la Agriplanta Romagrotec 2024, pentru că aproape toți expozanții de aici au corespondență și în România, sigur, la dimensiunea și la puterile pieței din România, dar de asemenea sperăm să le vedem cât mai mult în demonstrații, cu posibilitatea de a le vedea la lucru, pentru că pentru un fermier este foarte important. Sigur, expozițiile statice sunt bune, sunt frumoase, mașinile sunt frumos prezentate, dar totuși pentru fermier este foarte important să le vadă în lucru.